Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat că în această săptămână vor demara lucrările la podul de la Mirăuți. Edilul municipiului Suceava a precizat că lucrările vor fi finalizate în această vară, după discuțiile cu reprezentanții firmei care se ocupă de modernizare. O lucrare importantă pe care o derulăm în aceste zile, o pregătim, este vorba de demararea lucrării de construcție la podul de la Mirăuți. Acolo nu este un pod îngust, a fost licitația cu proiectare și execuții, a durat până s-au scos toate avizele. Din această săptămână vor demara lucrările acolo efectiv. Va fi un bypass, ca să spun așa, între ruta care coboară de la strada Mirăuți către ruta alternativă, strada Peductului. Deci se va putea circula acolo în zonă, se face minat la stânga, se iese în strada Peductului și se continuă mai departe către Termica. Valoarea contractului 3.253.274.56 lei. Constructorul s-a angajat că în această vară termină lucrările. Un lucru important legat la fel de ruta alternativă Suceava-Botoșani.